Rupe mereu plumbii, nu știu. Îți dai vrei așa, nu te-ai forța prea tare. Pe zone de astea am scos linia asta cu ăsta scufundătorul. Ca să nu rup, că dacă dai cu plumbul pe structurile astea, leagă și dai bani mereu pe linie. Așa e una cu buldo, de asta așa e. Și cu agrafă în cap, dacă te duci la central, dacă te pui plumbul. Poți să dai și cu ăsta, da. La barajul Merișan, ia uite unde a atacat ăsta. Frumusețea e mare la asta. Mai grijă peșteșorului. Frumusețea e mare. Odată învățată nu mai trebuie. Și dai și vară și iarnă. Acolo când îngheață la alții mâna pe peșteșor sau pe râmă, că peșteșor n-am prea are de dus mai. Dai lejer decât la mânușurile de neopren, scoți capacile alea ca să scoți peștile și dai drumul. Un fir textil, un băz mai dur. Stai bătrânește cu alea când n-ai nevoie de nimic. Trage alea când înlucă cu un fel de înțepătură așa de șoc. El va apucă în gură așa prost, nu? Ca să vadă ce e. Vezi? Trebuie căutat bancul. Oricum nu se pescuiește de jos ca mine, dar... Ia să vedeți unde am dat acum. Cu buldo, acolo trebuie să fie banca. Ai văzut de unde l-am luat? N-a ajuns cu pluta. Tot n-ai unde stă calicul. Noi n-avem cu ce să dăm, mai. N-aveți lansetă? Nu, n-avem momeală. Pentru lansetă? Păi ce, cu 10 lei ai terminat bulciul. Înțelegi, mă, ta? Cu 10 lei pleca și cu pește și ai și învățat ceva și mâine nu mai stai să te chinui. Că dai tot cu astea, înțelegi? Ia să-l vezi cum trage de frumos. El coboară frumos între ape. Ei sunt pe vânătoare. Ia. Da, ia uite-l. Păi știi cât e cu astea? Te duci cu lui câte 3-4 odată. Păi da, te învăț eu și toate secretele și după aia nu mai trebuie. Nici mâine cu novii. Păi bine, stai numai pe centrală, că noi eu am luat 7 kg. Dar nu că era 7 kg, că e, că am făcut la mașina electrică asta, carne tocată. Distracție e, că nu trage de lângă. Am și filmarea când am făcut carne tocată, mi-a dat așa o mașină. Stai bătrânește așa. Stai bătrânește și bagi la pești în sacuș. N-ai ce să. Păi da, nu e pe cabre. Că trage foarte frumos la asta. Este lăcașa. Așa că nu merge pe aici. Să fac eu. Stați așa să o reglez eu, încă lege. Mă durează puțin așa. Mă durează puțin. Măi, seama de la cineva, nu i-am. Nu-ți faci, te-ai găsit de lucru.
Lucru la domicili. Mai stați așa puțin acolo, că o facă și vă dau imediat. Să bag crocodilul ăsta la ei acum. Vezi cum se schimbă treaba cu musculițele. Păi am filmări și la ul la mușteni. I-am învățat pe toți pe acolo. După aia mă sunam, mă adune muște, după aia mi-a intrat telefonul în apă, nu mai aveam telefonul lor, la băieții de contact. I-am învățat, acolo plecam cu gălețile pline. Că dacă nu prea știu ei să... Și foloseam muște mai mari de 12, ca să-i selectez, ca să nu-i dă mici. Ia carasu! Ia veni in unta. Da, trebuie invatate si astea. Învățate și ăsta. Ha? Dacă luăm două, ne faci reducere? Păi, reducerea e deja făcută, știți de ce? Ăstea cu buldo sunt 15 lei. Lucrez la ăsta câte două ore la buldo ăsta să-l fac așa. Uite, uite și mata că e concepție proprie, nu găsești nicăieri așa ceva. Au venit unii cu delea din comerț, nu lua nimic. E muncit ăsta, e de cât am stat să-l lipesc, să-l tai, să-l lipesc, să-l sundez. E cu 15 lei, asta e reducere, reduce. La... Păi tu la biban, dar pentru biban mai mare. Aha. Da, 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 dacă e biban umbră cu astea, da. Am luat și clean, uite așa, clean, la astea ruși. Da, băi, da, da, să și biban ăsta, dar la... Dar la cei aici, în zona asta, merg ălea altă. Și ăsta, uite, da, ți-l pun pe ăsta de la linia asta. Că... Dacă ai mai dat un plumb, îl schimbi de acolo, că eu n-am să-ți ajută. Îl schimbi... Deci ăsta e preț de ofertă cu de la 15 la 10 lei, că numai asta e vreo... Nu știu cum să-l dau, dar nu găsești. Ia gândește că asta nu se pierde nicio linie. Și fii atent cum e ăsta. Uite-te la mine aici ca să... Păi și ce faci? Îi pui strună, a? Nu, nu strună. Ca să înțelegi, mă dau o chestie. Stai să vedem, bă, să nu pierde omul și-l depăși. Normal, cam iese capăt, capătul firul lui. Fii atent. Deci, păi așa puteam să o dau la 10 lei, așa simplu, dar asta e ofertă. V-am zis că o să lucrez de greșe, nu prea mai multe de stabile. Dar asta te dau ca să dai aici, că dacă tu ești deja aici, și după aia nu e schimb decât plumbul. De acolo, de sat și agrafa. Uite așa. Arătăm și la camera. Uite, arătăm la camera. Pac. Și acum... Să-ți arăși cum se leagă. Și de aici, când te duci acolo la centrală, pac, i-am pus plumbul de 20. Da. Și când vin cu alea să nu agă linia, pac, și dau ăsta. Și mai pun ăsta, alea, că-l mai atașez, să nu fie ia prea... Ia poate, că dacă e unul... Da, unul... Ce-a făcut acolo? Să aruncă-te-l. Băi, e nebună, fără să încălzi de țipapă ăla. Așa, pe direct. Nu iau unul. Dar cum aveți bățul mai... Ia să-l văd și eu. Păi nu, că nu ne interesează. E elastic. Păi aia e, că nu, pe noi ne interesează. Știți cum îl fixați? Ia să vedem dacă e la ăla... Mă uitam la... Bre, dă și mie un pic bănel de ăla, să-i bag un ochi. Îmi dai? Da.
Stai un pic așa. Uite, ia m-a dat acolo, de să mă atrag așa. Este... Bun, micu, se bag nu mai direct așa. Avea un mic, adică avea bună la mic. Da, și de mic. Uite, pe aici desfaci? Uite, eu refac. Ce, ce te mai chinui cu... O, ăla? Și pus sare, băi. Da. Ce te mai chinui cu ăla? Mai bine ți iei o linie și îl termină bălciu cel mai. Păi eu am bălciu ăsta, vrei? Păi nu, dar el știi cum face? Investește 10 lei și scoate 50, că acum când o lua 4 kg de pește. No. Păi nu știi ce poate astea acum. Și dă până se întunecă, făcea ăla, dădea unul la twistere acolo. Și domne, eu la twistere, iau, și nu lua nimic. Și eu la... Am dat la muște, l-am zăpăcit. Trecea până seara, facea. Acum e seară. Mai era o oră de pescuit, facea. Acum e seară. Sigur nu mai trece bigoanul. Mie îmi trecea și băgasem pe verticală. Făcea bum, bum, bang, să vezi filmul, mă rădăresc. Și zicea, fiecare cu momeala lui. Da, domne, da, cel puțin eu mă distrez. Eu caut de aia mari. Mă, păi eu la 2 kg, să fiu sincer, nu caut. Că dacă ar fi să caut, trebuie să iau barca și să pun nălucă mare, că e și la muscă, știi, mare. Luam câte 20 de kg în 4 ore la Olda. De... Ireau pește acolo, că dacă nu sunt... Te adaptezi după ce e. Și apoi noi ne distram cu... Mie îmi place să mă și distrez, ați văzut? Nu numai că să caut mari. Ai bagi la chiftea și prăjiți cu tot, merg așa și mai potriviți. Păi i-am dat doar o dată. Că am încercat a doua oară și ieșea și greu și ce să mai arunc toate oasele, că oasele le-au calciu. Și acum am dat o dată până aia mijlocie și gata. Am terminat bălciu. Că nu mă nec eu cu oasele, că alea sunt tu. Fără mințit. Da, așa am făcut. Au făcut niște chiftele. Pare eu că nu vă dădeam că... Să trăiți, să trăiți. Ați plecat la cașet? Vrea, vrea. Vrea, da, cum să nu. Nu, dânse, cum... Nu, nu. Păi, cred că a rămas singura momelă și singurul pești de prins pe aici. Nu prea mai e. Ai cu ce să te distrezi pe aici. Și dacă ai vrea, clenii nu sunt la mal, aia nu sunt la mal. Hai să vedem acum cum... Că scoatem vârful la... Trebuie să blocăm noi ăla. El e carbonul bun ăsta. Da. Da, dar putem să... Merge și cu ăsta. Da, 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 merge... La scoasă. Nu, știți ce mai interesant mâine? Să tragem noi ăsta și să-l legăm și să-l lucrați cu ăsta. De aici. Să dau doar cu ăsta de aici? Da. Să nu folosești vârful deloc? Că da. Mă tare, să știi, nu e... E un carbon aici. Da, a fost crap cu el. Păi nu e vorba de... E vorba de... De elasticitate. Uite, ia, dați așa drumul la fir, strângeți-l din mulinetă și să rămână aici. Și ăla să găsim cumva o soluție. Așa. Și să-l băgați dumneavoastră așa. Că el e dur, dar pentru ce ne trebuie așa? Dacă găsiți așa ceva de fac, de blocat, și o să rămână aici. Ia vedeți. Cum e și cu ce. Mai domnul Ienoriaș că ăsta e asfalt tot. Iar bre, îi poți să iei și pe toți, ce treme e. Am volta la uci. Îți spus să-i poți să iei și pe toți, că nu e problema. Gata, pace, te aranja cu muște. Da. Mai ne sunt ca spunțe, că nu ne fie de așa. Să-i dă omului banii. Tot așa o repă. Ce-mi treabă ca lume? Că aici trebuie să prindă clientul, nu stăm de... Știți? Clientul nu trebuie să dea rateuri, după aia nu mai cumpără produsul. Nu mai cumpără produsul client. A dus afacere dacă nu-i dai ce. Și nu-l înveți. Uite să ne... Ești un client, că... Neemil săracu până a învățat, a rupt vreo 10 linii. Neemil până a învățat, a rupt vreo 10 linii. Da. Dar era de mina lui, păi arunca ca cu parul. Lasă-mă, Neemile, mă, ușor. Davi, ai caraș? Da, da, sunt plin de oase. Sunt frumoși așa, să te uiți la ei. Dar eu de ieri am făcut... Ce ai, clen?
Păi cleanca, altceva, n-ai altă specie de formă aia. Și cleanul e plin de oase exact ca ăla, mie îmi place bibanul, știi? Așa că nu mă oftic deloc. De clenca, raș, tuci. Știu că aia ziceai că mănâncă o pin și am aruncat. Nu mai întrebi tuci. Aia e așa doar de fantezie. Mie îmi trebuie să mănânce, să am un pește, să, că eu îl mănânc, înțelegi? Dacă nu-mi place de el și nu e gust, degeaba mi-l arăs, că e mare, că e mic. Păi mi-a dat băiatul ăla din Delta, știți cât mi-a dat avat? Vreo 7 kg, numai de aia mari, menș. Și eu n-am știut, am zis să-i tai, să-l crestez la un centimetru, să-i tai oasele mărunt. Și el având la un kg, avea oasele în carne mari. Și când l-am tăiat, s-au făcut alea de un centimetru, dar erau robuste. Păi ce am mai putut să mănânc peștele ăla? I-am dat lui socra, dacă moare, să moare ea. Mai, n-am putut să-l mai mănânc. Înțelegeți figura? Și așa cu... Hai, bagă-te la vânătoare! Păi hai, tindiseră, că e noaptea lungă. Dădui la centrală și o luai în păștere, dar nu mai nimic încoa. Nimic? Nu? Nu, vrea bibanul, că am la vreo 3 kg, 4, dar mă duc înapoi la centrală. La centrală. Păi da... Păi nu trebuie să fac 7 kg? Sau cel puțin 5, da, hai. Am zis să-mi văz pe dânsi aici. Da, 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 acolo. E Naimil acolo, uite-l cum lucrează. Da, numai la muște. Păi care mașină? Că eu sunt cu mașina lui. Păi nu, du-te și uite-te... Uite-te la el în... Nu, uite cu ăsta, ăsta poate să deși. Eu fusei să văd zona aia cu clen de acolo și n-am luat niciun pește. N-am văzut nici clea sări și veni înapoi, mă duceam la... Păi da, ai dat la plută, la altul. Eu de dui la muște o leacă, am zis, dacă îl văd că sare, dau, așa n-am dat după el. E posibil să... Da, uite, eu mă mulțumesc cu ăsta, stai să zice bibană, ți-a oi. Uite, cu astea putem să dăm și la centrală, cu biluțele astea. Hai să zicem, mă distrez de acum. Fii atent, cum atac. Hai, Gigi, atac. Să te vadă vecinul. Nu vrei să ataci? Am l-a prins? Mă duc la... Trebuie să dau departe, în larg. Acei lua în larg. Dar din poziția așezut e mai greu, da. Fii atent că toți îl prind. Uite, de acolo îl iau. Fii atent. E simplu de tot și e distractiv, nu e de altceva, că... Uite acolo face așa dânsul. I-a speriat ștuce, știi câte ștuce sunt cu alea? E malul plin. Serios. Nu mai e, a fugit la centrală. Nimic nu trage, nimic, nimic. Nu vezi, uite nici aici. Nimic. E zona moartă asta. HBO. Na. Trebuie să mergem la centrală. Mergem la centrală și-l păcă. Să vezi. La centrală, pe ce? De, cam de 2-3 săptămâni nu mai e bună zona asta. A, ia uite-l ce a dat în ea, bă. Asta ca să vezi. Da, uite, vezi? Aici știi ce e prost către... Nu spar mașinile? Nu spar mașinile? A. Păi și unde ai de apăvat vechi? Aha. Dar îți place, nu? Cum merge la muscă? Ce cai am luat, nu? Hei. Îți vând și eu un pont. Ăia sunt cei mai poluați pești. Poluați cu chimicale ei. Ăștia sunt cei mai dulci de la vâlcele, de-aia nu mă duc. Mai bine bag 300.000 benzină și mănânc un pește sănătos. Dacă să zică doctor, domne, ai cianură înficat de la peștele din Golești.
Uite-te la filme, n-am fost eu acolo. Imediat. Să se uite la filme. N-am făcut eu filmele, am fost pe canal. Ia uite, fii atent, bucat aici. Uite. Meserie. Meserie te-a ales. Ia uite. Unde stă nebunii, vezi că trebuie controlați pe zona asta. Chiar acolo unde de la pe unde de aia bucat. Da. Ia nădit. Se ridică în partea. Da, păi se duce, e mare asta. Îl simte la tras. Cu ăștia e mai răbdare, ulea. Ideea e că sistemul are treabă, face de treabă, înțelegi că nu te interesează. De ce să muncești? Uite acolo să le, că tocmai eram pe drill cu ăștia. Uite, vezi? Ceva de drill drecul. Uite aici pe sistem, acolo o legă și face și el treabă. Să că dau eu prima dată cu a lui, că mi-e drag așa. Ia. Să vedem. Legă-nă și cu asta. Oștelor, nu vă încurcați. Pe viitor, dacă vă luați un fir textil, e super treaba. Are pe la Dragoș, la, de, ăsta, de la firma Berkeley, cel mai bun. Și ține vreo 10 ani, omul de vreo 10 ani. Și e și invizibil la 690.110 metri. Acum luați pe ăla cu bățul ăsta, că e carbon. Ia dat să vedeți. Lua și cu asta. Aveți mai puțin fir pe el, nu? Da, a fost mult, dar de când îl am pe el. Păi să vedem, da, zic, să vedem cât poți să arpă. A, păi da, să vă încurcați, că se duce, nu e problema de aia. A, e legat cu asta? A, e legat și de aia. Înseamnă că s-a dus. Da. Înseamnă că a fost pe finalul ăla. Cred că n-am zis, era unul verde și unul de plată. Aha, verde, trebuia să fie verde, s-a dus-o la verde. Sau nu, tot verde este, tot verde este. Înseamnă că nu mai e. Păi da, să văd cum are. Ce m-am păcălit? Nu m-am păcălit de ceva. Păi luați-l pe ăsta, ca să mai dai să văd. Ia mai Nicolea. De la ochi. Păi da, îi scoate și de la ochi. Păi de la, uite, la ăsta ai, ai plumb? Nu ai nimic la mine, că se vorbi cu ăsta, cu dracul ăsta, o să-ți păi las, că dați și, mergeți și cu bila asta la centrală. Nu mai merge mai la centrală. A, vă discați pe aici. Pe să plecare, mi se răcuie sărbătoarea asta. Da. Acum mai e și sâmbătă. Nu mă zau duminică dacă mai e și. Deci așa îți bagi tot mâncituri? Da, și dă înțepăturile. Numai că la fir... Stilul ăsta, mă rog, filament are elasticitate. Înțelegi? Pe când ăla e... Ăsta nu are deloc. Și și transmite. Și transmite, înțelegi? Uite, trebuie să lucrați cu vârful sus la asta. Aha. Vedeți? Dați înțepătură. E mai greu ție, ăla. Nu mai folosit de mult, așa că mașina mult. Nu știu dacă s-a dat toată bulată cu ea, dar văd că merge greu mult din ca în fiecare cauză. Nu, că ai să lucrează de în greu. Nu, vreau să zic că facem o treabă. Știți care e treaba? Treaba e următoarea. Țineți așa bățul, că trebuie să schimbăm bilele. Vă dau eu pe asta care e mai medie așa. Înțelegeți? Că asta e lestată mai mult. Și vă trebuie una lestată mai așa, că eu oricum dau la plumb sau schimbăm eu alta. Ați prins așa ideea, nu? Că dacă e lestată prea greu, și prea repede jos. Da, da, și nu ți atacă. Da. Uite, ca să vezi că așa a fost. Eu oricum, eu sunt pe textil, dar... Dar asta pentru mine mă ajută și la centrala asta prea greva. Înțelegeți? Că acolo e mai... Da, trebuie să-l mergi. Ia dată, să vedeți că se schimbă treaba. Că contează și asta. Contează și... echipamentele astea. Uite asta. Și la mă ușurică la aruncat, vedeți că coboară mai altfel.
Am zis totuși să coboare, să nu fie... Să nu fie prea... Dar de ce nu veniți la centrală? Că vă descurcați perfect cu asta la centrală. Dați de acolo de sub mână, vă arăt eu. E apa neagră de bibani. Veniți? Că e păcat aici. Că nu prea sunt aici. Și trebuie dat în larg. Și acolo sunt foarte mulți. Sunt la centrală acolo? Da, da, da. Și suntem puțini, ce? Doi și mai suntem noi. Înțelege? Auzi, mai mergem acolo? Păi da, de ce să nu mergi? Păi până seara luați acolo, o să vedeți. Deci acolo luați până seara. Și dați exact cu asta, că acolo sau... Să te uiți la ei, dar sunt multe bani, sunt mii de biboane aici și... Sunt doi biboane băgați încolo care... Sunt de Gabriel care fir textil, da. Acolo e apa neagră. Și în față, și în stânga, și în dreapta, și... Uite că merg și eu, nu mai stau aici. Înțelege? Că îl prindeți și cu monofilamentul, că aveți bățul foarte dur și mușca e bună, dar nu e pește. Că dacă nu e pește, uite să dai una de control cu asta. Asta e și mai grea acum. Dar vedeți să controlați cu degetul, să nu rupeți din lansare. Ia uite-l, îl vezi? Dar asta e, știi de ce a crescut randamentul? E de la firul textil. Că n-are elasticitate deloc. Când a pus gura, pac! Înțelege? Deci firul textil face toți bani. Pe lângă toate alelalte. Adică crește șansele cu 80-90%. Crește șansele de la firul textil ăsta. Vrei să faci mata una? Da. Vrei să dau pe asta, că e prinzătoare și gata. Hai, du-o, băi. Da. Lege aici și acum trebuie. Îmi faci din el aici sus, îmi pui balne și... Nu, nu, nu. Uite, fac buclă. Așa. Fac buclă și îți arăt eu cum se face nodul ăla. Și după aia mergem împreună tot la centrală, că ai mai prins pe aici, dar... Ca să simțiți așa niște drill-uri puternice să... și ieși și pește. Tot e păcat, ca deci ora asta e cea mai bună. Deci o tai pe asta de aici, nu? Aha. O tai pe aia de acolo. Ia că o rupim. Așa. Ai luat face? Ce nu mă tăpasă? Uite, și face așa. Mergem la centrală unde sunt mulți. Nu avem loc acolo. Avem, ce pe ce sunt duinși. E loc suficient. Oricum eu nu dau jos, eu dau de sus. Dați din lateral de acolo. Păi, dar trage bine la ora asta. Trage până să-mi tunec. E și mult acolo, să zic cum îi dai pe verticală. Ți-a bățul de mână. Frumusețe, știi? Păi, n-ai mine, n-am mai plecat de când plecat, de la unul e acolo. Uite. Și mie mi-a amortisat picioarele, am plecat, să mă plimb o leagă. Gata. Gata? Așa. S-o fac și eu pentru mine, că a rămas fără. Ia bre, nu e păcat. Trebuie să faci... Faci jocurile continue, știi? Înțepătura. Dar dă-i mai tare o leacă înțepătura. Păi se simte, da, trage el, contrează. Contrează, da. Haide, dacă ți-o lua un fir textil ăsta, îl ții și 10 ani și părăs tot, că așa, mulțumim. Fir întins, ați reținut ce v-am zis, așa, ca idee. Ia să mai caut eu una mai așa.